acolo am venit noi, iar pe aici este intrarea în căsuță. Nimic obișnuit, neobișnuit, pardon, până aici. Acum intrăm în sufragerie. Putem observa că totul este cu susul în jos. Sunt curios dacă dau drumul la apă. Oare se va duce în sus? Prima cameră, aici avem baia. O să-mi fac niște părinți aici. Avem și o oglindă. Aici și aici ultima cameră cu dormitor. Deci este o casă simplă, dar foarte, foarte interesantă. Să luăm un măr. Avem sai, au furat șervețele. Avem furculiță, avem de toate aici. Foarte șmecher. O să cadă WC-ul în cap. Nu atingeți. Nu atingeți. Deci avem una, două, trei cămăruțe. Și aici probabil ieșim către exterior, dar nu se vede pe cameră. Până și tapetele sunt puse invers. Becul merge? Merge. Foarte, foarte interesant. Este intrusul aici. Acesta nu este cu susul în jos. Și nici aceste bicișoare. Până și feliul e cu susul în jos. Și restul. Ia uite, până și șervețelele sunt pus sus în jos. Da. Acolo erau șervețelele, dar nu le găsisem. Această parte a videoclipului, cu casa cu susul în jos, o să o pun invers. Și să vedem ce mai găsim pe aici. Da. Și aici, la exterior, putem observa plămbuțele de copii sunt puse pe super. Dar vezi bicicleta aceea, chiar nu știu ce s-a pus acolo. Bun, și veniți mai aici. Unde se pare că la intrare s-a uitat Adida și acolo. Iar aici se construiește un bărbuleț foarte, foarte interesant și foarte șmecher. Încă nu este dat drumul. Dar anul ăsta am înțeles că s-a dat drumul. Aici avem o mașină răsturnată. Și chiar de fapt este o mașină, mă gândeam că este o machetă, dar... E o mașină pe bune. E o mașină pe bune. Și tăticul. Și cam așa arată și căsuța. Din față cum ar veni, în față. Da, foarte, foarte frumos. Și pentru 15 lei, ce mai înseamnă 15 lei în zilele noastre? Căsuța, mașința, părculeț. Aici avem o sută de biliard, niște băuturi. Probabil că când o să mai evolueze, o să dea drumul și la acest bar cu mâncăruri. Vedem acolo în spate ketchup. Și aici avem suveniruri. Ce bro? Ce rătușcă? Dansează aia. Avem muzicuți, avem de toate. Linguri. Pistolașe. Aici avem și un
o locație de chiortoși, dar acum nu se fabrică acolo. Baia are aici o trambulină, dar bineînțeles altă plată. Și pe aici este intrare. Deci de acolo am venit noi, am venit astăzi cu Passatul. Și aici este totul. Aici este, se va construi o pensiune. Și după ce am vizitat, mergem să vedem ce vom mai vedea. Fac acest clip pentru YouTube, că și așa n-am mai postat de mult. Tot cu munca, tot cu diverse chestii care mi-au împiedicat timpul liber și n-am mai avut timp să mai postez nimic cu mașini. Așa că măcar să mai facem și noi câte o... Na. Bun, să mergem către o destinație. Și următoarea oprire a noastră a fost direct Rânca. Am luat o săniuță. Nu este absolut nimeni aici, fiind marți. Deci absolut nimeni. Sunt singur pe toată pârtia. Aștept ca să se îmbrace și fetele și copilul. Și până atunci mai dăm de 2-3 ori. Ce să faci? Dacă toți suntem liberi. Și mai bine așa. Fără multă aglomerație, mai bine. Nu vină urși, că în rest e perfect. Să dea păsanie. Pe-avea, dar n-are cotru. Ce m-a bătat? Și prima cursă am terminat-o. Am terminat prima cursă. Luca se pare că i-a plăcut. Nu mai este așa supărat ca înainte. Mai ne dăm de câteva ori și până obosim desigur și apoi mergem la Târgu Jiu. Vine la Târgu Jiu să mâncăm și Luca mănâncă de sine cu pâine. Cam acesta a fost ziua. Acum am mâncat, ne simțim bine, plecăm către casă. Haideți să facem o oră rotundă cum este luna. Spre casă. Tati. Hai că ducă-ți la pe ochi. Passatul, tâncurețul. Și cam acesta a fost și clipul de astăzi. Un clip scurt, dar da. Asta a fost. Am venit acasă. Am luat Santa Fe-ul. Am ales să nu mergem cu el pentru că am făcut calculul și la kilometrii pe care am făcut astăzi și consumul Santa Fe-ului ieșea mai scump cu vreo 80 de lei, cam așa, 80 de lei la ce kilometri am făcut astăzi față de Tâmculeț. Așa că am zis, mai bine, mai economisim și mergem și cu Tâmculețul. Să mai lăsăm Santa Fe-ul să se odihnească. Cam acesta a fost clipul. Acum suntem să luăm niște apă. Oh, la Cismea. Pentru că apă nu se compară nimic cu apă la Cismea. Și mergem să ne punem la somn. Noapte bună.